Da, e o responsabilitate imensă, pentru că au fost foarte mulți români la Galatasaray, români cu, până la urmă, cu valoare, da, cu personalitate, și cred eu că toată lumea de acolo, toată suflarea lui Galatasaray te va, până la urmă, compara cu ceilalți români. Este normal. Dar eu cred în Răzvan Marin. Eu cred că Galatasaray este o echipă pe stilul lui. Răzvan Marin este un jucător, în primul rând, inteligent. Un jucător care cunoaște jocul, un jucător care nu intră foarte mult în duel cu adversarii, un jucător căruia îi place să joace mingea. Da, Galatasaray este o echipă care, în mare parte din campionat, controlează jocurile, da, cu adversarii. Este o campioană. Răzvan Marin este jucătorul care poate lua inițiativa, poate coordona acțiunile lui Galatasaray. Eu cred că a pus acum forță pe el, are maturitate, a jucat în două campionate importante. Cred că îi trebuie continuitate. Dacă va avea continuitate în jocuri, cu siguranță poate să ajungă la un nivel mai bun. E totuși, Bratone, e un pas înapoi de la Ajax din Olanda să mergi la Galatasaray în Turcia? Știi, ai impresia că ar fi un pas înapoi, da, așa. Dar dacă luăm echipe, buget, ce bani se învârt acolo, poate un pic campionatul, nu pot spune. Nu pot spune acest lucru. Poate Galatasaray fi chiar un plus mare pentru el, da, pe de altă parte. Galatasaray e o echipă mare. Răzvan Marin face 24 sau a făcut 24, 24 da, de ani. Eu la 23 am mers la Galatasaray. Uh-huh. Adică este o echipă care te poate face să crești în continuare. Deci spui că poate ar fi mai bine să meargă undeva unde ar avea mai mult spațiu să se dezvolte. La Ajax am văzut clar, de la primul meci deja era criticat. Se vorbea de Bruges, da, de exemplu. Da. Adică între Bruges și Galatasaray aș fi ales Galatasaray. Da, pentru că e o echipă care arde. Arde frumos, o echipă cu... Da, presiunea e mare, Florin, foarte mare. Fotbaliști? Foarte te mare. Te inhibă suporterii? Te inhibă dacă nu ești pregătit. Dar Răzvan Marin este genul de fotbalist care nu-l interesează acest aspect. L-am văzut că își face treaba doar pe teren și nu pune presiune pe el.